Pierd. Salut! Da și pași! Ce băi, că e mereu! Păi ce să fac, stau, mă plictisesc, eu oricum nu mă joc cu voi. De ce mi-ați venit? Hai, plecați acasă! Stai, Uleac! Hai la stadion să ne plimbăm, să ne jucăm. Și stai tu singur, a? Mă duc să-l întreb pe mama, dacă i-am de voi. Dacă îmi dă voi, iau mingea mea. Iar să-l întrebi pe mama, bebeluș! Mama, se poate să plec cu Maria și cu Antonella pe stadion. Antonella și Maria au venit la tine iarăși? Albert, eu ți-am spus, ele nu sunt bune prietene pentru tine. Cu cine să mă joc dacă tu nu-mi dai voi cu nimeni să mă joc? Cei mai buni prieteni ai venit să duci în vacanță. Acum n-am cu cine să mă joc. Dacă ceri sfatul meu, eu așa te sfătui. Mai bine să stai singur decât să te legi cu așa persoane. Lasă mama că eu o să le fac observații dacă ele s-o braniși. Albert, tu vrei să zici că le vei putea schimba, da? Da, binele totdeauna învinge. Ai dreptate, dar nu în acest caz. Îmi dai voi sau nu? Eu deja știu ce trebuie să fac. Eu îți dau alegere. Singur decide ce fel de prieten dorești să ai. Mie îmi place să mă joc cu ele. Pa! Voi veni seara. Pa! Albert, Albert, multe o să te învețe cu tine viața. Să nu fii chiar așa crezut. Mama, eu mă duc! Pa! Albert, te rog să fii băiat cu minte. Ai auzit? Hai, piciule, mergi! Eu nu sunt pici, sunt cu voi pe oasă. Albert, tu știi? Noi azi la școală i-am făcut o glumă lui Nicolae. Stop! Ce glumă i-ați făcut? Am pus gumă de mestecat pe scaun și când s-o ridicat, pantalonii murdari. Dar pantalonii lui erau noi, îți imaginează-l pierd. Ha, ha, ha! Și asta vi se pare amuzant? Logic, ne pare amuzant. Ce? Nu-i amuzant sau cum? Da, da, amuzant. Pentru voi amuzant, dar pentru mine nu-i chiar. Mai băieți, dacă nu-ți place, du-te acasă și prietenești cu noi. Eu vreau să vă ajut, să vă schimbați, să fiți mai bune. Tu vrei să zici că noi nu suntem buni? Salvatorul lumii ești, da? Hai, du-te acasă! Dar chiar nu mă duc. Dacă nu te duci, înseamnă că tu ești ca noi și faci tot ce-ți spunem noi. Da. Dar ce eu ca voi, dar nu voi ca mine? Și suntem două, tu ești unul. Ce mai facem noi azi? Eu așa mă plictisesc. Hai să furăm ceva. Bani, să ne ducem la magazin. Hai mai departe, stadion. Hai să mergem mai departe. Eu nu fur nimic. Nu-mi plac ideile astea voastre. Stai mai băieți, măi, am altă idee. Hai să rugăm cu prieteni în mașini și fugim, a? Eu nu sunt de acord. Eu am pregătit tot. Vine mașina. Dacă ceva, fugim încolo, bine? Da. Hai să dăm într-o parte, să nu fim prea vizibile. Hai, ieși, pune mâna pe piatră, ieși cu noi sau împotriva noastră. Acuși vine, aruncăm mașină și fugim. Noi nu mai spăriem, că ele sunt n-a să strășe deloc mașina, noi nu mai spăriem. Nu n-a arunc, fietă. Hai, fricosule! Doamne, ce? Fugim! Mi-au stricat geamul! Fugi! Fugi, măi! Fugi! Stați că vă prind! Da. Te-am prins! Dar nu eu m-am aruncat cu pietrele, asta pietrele! Tu erai cu ele! Tu mă uitam la ele! Antonella, poliția, poliția, Antonella! Hai să stăm cu minte, că și cum ne-a făcut nimic! S-a oprit! S-a dus! M-am scăpat!
Am scăpat! S-a dus! S-a dus! Hai acasă! Hai, eu sunt la poliție, ne-am dus. Nu, eu n-am greșit! Erai și tu acolo. Da, eu nu am greșit, eu n-am făcut așa! Tu erai cu el, erai? Erai. El trebuie să-i explici mamii totul. Da, eu n-am făcut nimic. Ne explici la poliție, ce? Da, eu sincer n-am făcut nimic, eu am avut doar pietrele în mână, dar nu le-am aruncat. Vă rog, uitiți-mă! Privește! Mi-ai stricat geamul la mașină. Da, sincer, nu eu! Deci în mașină și hai să-i explici mami, ha? Dar nu eu, sincer, nu eu! Părinții sunt acasă? Unde trăiești? Acolo trăiesc! Dar nu eu asta am făcut! Vedem! S-a dus poliția la el? Hai, coboară din mașină! Cheamă pe mama ta! Hai, repede! Bună ziua! Bună ziua! Albert? Ce s-a întâmplat? Am simțit-o că ceva nu este în regulă. Copilul dumneavoastră a aruncat cu pietre în mașină. Dar nu eu, mama! Asta Antonia și Maria! Tu erai cu pietre în mână? Da, dar eu n-am aruncat! Albert, dacă erai cu pietre în mână, deja e grav. Că ai aruncat, tu când ai aruncat, ai fost acolo? Da, mama, dar nu eu le-am aruncat, eu apoi le-am pus jos. Antonia și Maria au dat așa în mașină. Mașina trebuie reparată. Mă duc să aduc bani, așteptați. Aveți grijă de copilul dumneavoastră. Albert, ai o explicație la tot ce s-a întâmplat? Eu nu sunt vinovat, Antonia și Maria sunt vinovate. Eu ție ce ți-am spus în mașină? Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Cine pe cine a schimbat? Tu pe ele sau ele pe tine? Asta o să fie o lecție pentru tine. Biblia spune: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Acest pasaj îl găsiți în Biblie, la 1 Corinteni 15 cu versetul 33.